Ne aflăm în hală, aici va fi hala de lactate și carne și legume. Vedeți, prin părți o să mai avem niște magazinașe mici pentru agenții economici care o să dorească. În spate avem o vider mare, unde producția care nu se va vinde în prima zi, se va pune la păstrare pentru a doua zi sau pentru săptămâna viitoare. Începând cu anul 2023, satul Taraclie din raionul Căușin se va transforma într-un târg țărănesc cu standarde europene. Cel puțin așa glumește primarul Vladimir Cuceavăi de aici, care afirmă că din strămoși la Taraclie au venit tot felul de bișnițari care și-au vândut produsele ori au făcut barter direct în stradă. Acesta susține că era timpul de trecut la un alt nivel, iar standardele de igienă trebuie deja să fie respectate. Am obținut niște finanțări de la Consiliul Raional și am elaborat proiectul tehnic acestei pieți. Cam mai apoi am apelat la Unitatea Consolidată în Agricultură IFAD și acest proiect ne-a costat, deci în total proiectul este de 13 milioane, 5 milioane deja sunt, lucrări de 5 milioane sunt executate cu suportul IFAD-ului și agenților economici, doi agenți economici din sat, unul care SRL Bogat MOS ne-a alocat ca subvenții, ca contribuții 500.000 și gospodăria țărănească Gurski Maria 50.000. Și iată, prima etapă deja este, hala este construită. Acum suntem beneficiari la AIPA, unde va fi etapa a doua, rețelele ingineriești și amenajarea pieței, și ne rămâne ultima etapă, dotarea cu utilaj. Noua piață agroalimentară a fost construită din temelie, pe un teren care stătea în paragină. Aceasta este gata în proporție de 80%, iar în interior mai rămâne de conectat rețelele ingineriești de apă și canalizare și de instalat mesele. Odată aici vedeți spațiu, eu cred că o să fie destul pentru în timp de iarnă, mai ales când este condițiile climatice nu chiar bune, ca să vândă toți înăuntru. Afară va fi, eu știu, puțin mai restrâns în timp de iarnă, dar avem aici selectat o suprafață de 1 hectar și 38, deci este, eu cred că este destul pentru o piață care să activeze pentru cel puțin 8 localități. Piața va fi dotată și cu un frigider pentru păstrarea produselor. Încăperea pentru acesta a fost deja amenajată. Urmează să fie dotat cu inventar necesar. Aici e intrarea pentru producție, descărcarea, rampa, și aici deja va fi frigiderul, cabina, camera frigorifică, unde se va păstra producția produsele care nu se vând în prima zi. Satul Taraclie este la o răscruce unde mai multe sate vin aici și deja este o tradiție. Și poate pentru unii cetățeni din Taraclie, nu numai din Taraclie, este o sursă de existență la ziua de azi. Aici am planificat undeva 50 care o să vândă lactate, carne și pește, și plus încă vreo 30 care să vândă legume și fructe. Adică pe timp de iarnă în încăperi. Piața agroalimentară nouă va fi disponibilă pentru comercianții din 8 localități ale raioanelor Căușeni și Cimișlia. Săptămânal, oamenii din satele Batâr, Troițcoie, Mihailovca, Chircăieștii Noi, Ciuflești, Surchiceni, Baimaclia, Cârnățenii Noi și Sălcuța își vor putea comercializa produsele crescute chiar de ei, într-un spațiu standardizat noilor cerințe. Aici era buruiană și o cărare care trece o lume încolo. Restul, mai paștiu, oile pe așa ceva. Rest, așa simplu. Așa. Gunoi ăștia era din când în când, acolo mai zvârle lumea. Dar pe cum sunt necesar, dacă toată lumea vinde, mărea să mâncăruri sau și carne, ce au, tot erau, dar ce câte o mașină, era tot de colp, tot murdar, acum ați fi la înăuntru. Oamenii din sat afirmă că așteaptă de ani buni o astfel de piață. Eu trăiesc alături. Îmi place. De atât că lumea aia, că acum iarna, e nevoit să iasă cu carne, cu șvara, e colb mare, iese cu lactate acolo. Și desigur că e combinatul acolo. Adică ies afară acum? Da, stau la drum. Și asta e foarte rău, pentru că, în primul rând, legumele
poți îngheță iarna. Dar colbul ăsta care merg mașinile pe drum, tot se depune pe carne, pe lactat și asta e foarte rău. Este lume, drept piață, că fără piață nu faci nicăi. Și acum vând afară, așa, pe... Da, pe drum, așa, până la Băimătăia. Dacă și ai condiții mai bune, la bun înțeles că să trecem acolo. Ne mutăm răbde. Fie făcut, construit după toate normativele și cerințele sanitare care sunt și, să fie foarte bine. Și pentru sat, că aici se adună din satele vecine, lumea, târgul, piața e mare. Așa și dacă o să fie în local, unde se vândă lactatele, cărnurile, împărțit tot așa cum trebuie, nici o să fie foarte bine. Lumea să achide atât cât trebuie și să aibă condiții. Potrivit primarului, piața agroalimentară din satul Taraclia Raionul Căușin va pune la dispoziția cumpărătorilor peste 750 de metri pătrați de spațiu comercial. Aceasta va costa în jur de 13 milioane de lei, dintre care 550.000 este contribuția a doi agenți economici din localitate, Bogat Most și Maria Gurski. 5 milioane de lei au fost deja valorificate, iar cealaltă sumă urmează anul curent. Potrivit oficialilor, în 2022 aici vor fi executate lucrări inginerești de amenajare și de îngrădire a teritoriului.